La Vâlcea, aprovizionarea cu oxigen pentru buteliile mașinilor Serviciului Județean de Ambulanță se face zilnic. Înainte de pandemie, ritmul era de o aprovizionare pe lună. Furnizorul nostru de oxigen a înțeles nevoile serviciilor medicale din acest moment și reușește până acum să pună la dispoziție cât am avut nevoie. Dacă, de exemplu, într-o situație normală înainte de pandemie, noi ne aprovizionam cu oxigen o dată pe lună, în momentul de față ne întâlnim cu situația de a ne aproviziona pe fiecare zi, cu zeci de tuburi de oxigen care sunt puse în ambulanță pe măsură ce acestea sunt golite, se înlocuiesc și zilnic alimentăm cu tuburi noi. Managerul Dan Pădureanu face un apel către cetățeni să vină să se vaccineze în încercarea de a reduce numărul îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2. Mai fac un apel ca cei care sunt în dubiu cu vaccinarea să se vaccineze, pentru că până la urmă este singura șansă ca și România să scape de orice fel de restricții și până la urmă vaccinarea face diferența între viață și moarte în această confruntare cu păcătosul ăsta de virus. Livrările de oxigen medicinal îmbuteliat au crescut cu 450% față de perioada prepandemică.